am început la vârsta de 5 ani. Practic totul a fost o joacă când tatăl meu m-a pus pe schiuri și până la vârsta de 16 ani totul a fost o joacă. Abia apoi am conștientizat că pot face performanță în acest sport. Am început să fac performanță de la vârsta de 16 ani, calificându-mă la Festivalul Olimpic al Tineretului European și ușor, ușor, prin foarte multă muncă, am ajuns la titlul de campion mondial obținut anul trecut. E un stil de viață, practic am chestia asta în sânge. Știu foarte bine ce am de făcut, antrenament, odihnă, mai puțin viață de personală, să spunem. Pentru sezonul următor competițional îmi doresc să continui trendul ascendent pe care l-am dobândit în urmă cu câțiva ani și să demonstrez că se poate mai mult de atât. În biatlon de iarnă am o participare la Jocurile Olimpice în 2018, unde am obținut un loc 14 cu ștafeta României și un loc 37 în proba individuală. Iar în etapele de cupă mondială am nenumărate clasări în primii 40 de sportivi.